Duduie afacerea balastierelor ilegale pe Siret, iar autoritățile se prefac că verifică învârteala penală. În lipsa controalelor autentice de la Garda de Mediu, ANAF sau Antifraudă, România TV a făcut propria investigație, trecând apoi pragul instituțiilor ai căror funcționar ar trebui să ia taurul de coarne. Concluziile sunt dezarmante. Cine vrea să facă ordine nu poate, iar cine poate să o facă nu vrea. Urmăriți chiar acum o mostră de impotență instituțională, care lasă în urma ei un adevărat dezastru, o veritabilă bombă ecologică, tot într-un material exclusiv filmat cu o cameră ascunsă. Condrea și Mobileni, județul Galați, spun că afacerea balastierelor ilegale distruge Siretul, dar produce mulți bani negri din evaziune fiscală. Pe timp de noapte, mașini circulă, excavatoare, cu vole, încarcă de aici, din albea râului. Siret, stată, fiecare zi pe aici. Nu controlează nimeni. Au mai făcut plângeri degeaba, autoritățile locale nu iau nicio măsură. De fapt, sunt în regulă, zic că au acte, au distrus toate drumurile. E vorba de evaziune fiscală. Unde se duc toți banii ăștia? Se cară acolo în draci, pietriș, nisip, balast. Așa. Nefiscalizat. Cum se poate face? Că tot aflu de la televizor că nu sunt bani, nici de pensie, nici de nimic. O groază de bani care dispar. Că, dar nu știu, deci sincer nu știu cine se ocupă de chestia asta. Dar ANAF-ul nu are inspecție, nu... Deci, inspecția se duce la societăți în control. Acolo există, acele societăți există, sunt matriculate, adică... Antifrauda este cea care ar putea să ducă să verifice. Nu pot să vă spun ce se întâmplă, cine se duce, ce se face. Birocrația a căpușat și serviciul antifraudă. Aflăm de la ofițerii de aici că informațiile circulă pe un traseu dubios. De la București trec pe la Constanța și cu greu ajung în fine la Galați. Pe malul Siretului sunt niște palasiere ilegale care muncesc duduie. Așa. Cine fiscalizează acele? Nimeni nu știe câte zeci, sute mii de basculante metri cubi. Cine poate verifica aceste societăți? Dacă ați văzut ceva și credeți că e evaziune fiscală, intrați pe site-ul ANAF, la secțiunea acolo, la SESZER, la petiții și scrieți. Bănuiesc că ați fost și ați cumpărat ceva de acolo, nu? Mai rău, am făcut un reportaj. Am arătat cum se cară, inclusiv noaptea. Faceți un rezumat. Și încărcați-l acolo pe site-ul ANAF. Dacă ne vine hârtia, noi ne ducem. Dacă dumneavoastră dați toate materialele, ne trimitem. Cu siguranță ne trimitem. La Constanța, da. Și de la Constanța va veni un echip. Că noi aparținem de Constanța. Noi aparținem de Constanța. Dezastrul de pe Siret distruge zona declarată pompos arie protejată. Cei care încearcă să se opună afacerii ilegale își recunosc neputința. Cară zi de zi apă cu ciurul. Da, e o problemă. Sunt uneori și balastiere ilegale, de ce să nu recunoaștem? Sesizările se fac de către oamenii din zona respectivă, din satele respective. Din păcate, noi la arii protejate putem doar să mergem să constatăm dacă se întâmplă o sesizare azi, noi mergem poi mâine, vă dați seama că degeaba mai mergem de multe ori. Și să înțeleg că mergem să-i căutați după ce anunțați șeful de post. Da, se merge cu șeful de post, se merge cu... Da, și vă dați seama... Obligatoriu. Pe scurt, nu prindeți pe nimeni. Cam așa se întâmplă. Dacă venim după aceea, prinde hoțul, scoate ochii. Marcel Peneoașu, afaceristul pe care nu-l vede nimeni că exploatează ilegal, este abonat la contractele pe bani publici. Firma lui a pus de curând mâna pe un contract de aproape 4 milioane de euro pentru modernizarea unor străzi din Tecuci, totul prin încredințare directă, după ce primarul orașului a driblat procedura de atribuire prin licitație publică. Omul de afaceri e vizibil deranjat de interesul jurnaliștilor pentru balastiera care duduie noaptea ca hoții. Domnul Peneoașu, am văzut că dumneavoastră exploatați la Mobileni și la Condrea. Continuați. Faceți treaba asta noaptea ca hoții și vreau să vă întreb de unde atâta curaj? Îți acces foarte informat. Păi, de asta v-am și sunat să mă informez. Dacă știți dumneavoastră mai multe, probabil așa o fi. Păi în ce condiții faceți asta? Eu am imagini.
filmate cu drona. Am constatat că asta se întâmplă noapte de noapte. Urmăriți dimineața, chiar așa? Păi am urmărit și am constatat că așa e. Eu nu știu de chestia asta.